Ultima etapă din sezonul Ligii a 4-a de fotbal s-a încheiat cu înfrângere pentru Mureșul Rușii Munți. Elevii antrenați de Ovidiu Mărginean au cedat pe teren propriu în fața celor de la CS Lacul Ursu Mobila Sovata, scor 1-2. Etapa s-a desfășurat ca și un joc de vacanță. Chiar dacă, indiferent de rezultatul care era la sfârșitul jocului, echipa noastră tot pe locul 4 a rămas, chiar dacă a fost o înfrângere, ne-a supărat așa ușor, dar având în vedere modul în care jucătorii s-au prezentat la, în ultimele luni la antrenament, era pe undeva normal să nu terminăm cu o victorie, fiindcă nepregătirea și nevenirea la antrenament întotdeauna este o piedică pentru jucători de a progresa și de a scoate rezultate. Tehnicianul echipei din Rușii Munți este mulțumit de parcursul elevilor săi în acest sezon. Per ansamblu, per campionat, a fost un campionat foarte bun din punct de vedere al meu, fiindcă pe lângă problemele care le-am avut referitor la ultimele luni cu antrenamentele, neprezentarea băieților din diferite motive, a fost un campionat cu foarte multe lucruri bune, cu goluri multe marcate, punem și un dacă în față, rămâneam cu același lot de jucători care l-am avut la începutul campionatului, plus jucătorii veniți la jumătatea campionatului, adică din retur. Cred că cu mare tărie pot să spun că ne băteam la primele trei locuri, la primul loc. Mureșul Rușii Munți a terminat sezonul 2015-2016 pe locul 4 cu 74 de puncte, un bilanț de 23 de victorii, 5 egaluri și 6 înfrângeri. La capitolul goluri marcate, elevii antrenați de Ovidiu Mărginean ocupă locul al treilea cu 131 de goluri, având o medie de 4 goluri pe meci, un record propriu de altfel. La capitolul defensivă, Mureșul e tot pe 3 în clasament, cu 41 de goluri primite.